Bună ziua, doamnelor și domnilor, Cezar Zanfir, sudul Angliei. Astăzi un filmuleț complementar, scurt așa, aș vrea să vă arăt foarte fugitiv cam cum îmi plac, cam cum mi-ar place mie familiile să arate la acest moment. Bine, să arate tot timpul anului bine, dar la acest moment mergem așa din familie în familie, să vă arăt mai multe. Un filmuleț scurt, să arăt și celor mai necredincioși că nu filmez doar un stup sau doi, sau nu am doar anumiți stupi buni, restul nenorocire. Deci, foarte scurt, doar ridic capace, ne uităm rapid la folie și trecem mai departe, doar să vedem cam cum stau lucrurile. Ia să vedem aici. Foarte, foarte scurt. Uitați, de exemplu, cam așa îmi place mie să arate folia. Asta înseamnă că e propolizare, deci are o cantitate bună de propolis. Crescături, dacă e cazul. Deci arată și așa arată. Mă rog, îi deschid rar, astfel încât e greu să... Cam așa arată familia. Asta e familia de pe cântare. E familia pe care, de la care v-am dat update-uri privind culesul de iederă. Îmi cer scuze pentru mișcările bruște, dar stați un pic să dau mai așa, să se vadă totuși ceva. Îmi cer scuze pentru stângăcii, dar eu nu fac... Asta e vecina ei, da? Înțelegeți? Ia să vedem. Se vede? Ia să vedem. La margine se vede? Asta nu prea are... Nu prea are propolis. Cu toate că matca m-a mulțumit în acest an, dar nu. Breeder-ul meu este aceasta de pe cântar. Haideți să vedem rapid. Alți doi. Da? Deci nu stăm, nu stau să fac, doar să vă arăt din loc în loc, pentru că v-am spus, simt așa că sunt oameni care cred că unii dintre noi, sau ori fi unii dintre noi care filmează doar ce e frumos, nu știu. Ia să vedem altul. Mergem la rând, așa. Cap-coadă. Margină către margină. Hai, fugiți, 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 că aveți și altă treabă, nu? Da, deschid, eu deschid stupii destul de rar. În general, cum v-am mai zis, dacă n-am un scop bine definit, n-am de ce. Haide și vecinul, vă mai arăt vreo 2-3 și cam gata, că probabil realizați că cam toți sunt la fel. Cam așa arată margine către margine. Izolație cât cuprinde și încă nu-i destul. Anul ăsta o să încerc să pun și mai multă izolație. Mergem și la următorii. Mergem la care vreți dumneavoastră. Asta nu înseamnă că nu am și stupi mai slăbuți, da? Dar, bun. Stupii pe care vi-am arătat până acum sunt pe cel puțin două corpuri. Vedeți? Ia uitați-l pe ăsta. E pe 3. Ia să vedem. Are și el albină. Ia uite, ăsta arată exact cum îmi place mie, cu 3 corpuri. Octombrie. 8. Da, deci
Asta chiar arată, este din picele stupului de pe cântară la ebriderul meu. A rezistat și anul ăsta. Vreți? Mai vreți? Haideți încă unul și ne oprim aici, că v-am zis, vreau să fie, nu vreau să fie foarte lung, că n-avem de ce. Ia dacă toți suntem aici, să-l scăpăm și de tratament. Margine, din margine în margine. Deci eu nu dau lecții nimănui, nu fac haideți, fugi. Nu critic pe nimeni decât atunci când prin acțiunile apicultorului face rău albinelor. Înțelegeți? Doar atunci îmi exprim critici. Dar ceilalți, vreți să vă mai arăt, ceilalți deja au strapurile. Dacă vi le arăt, dacă mai am vreo 2-3 acolo care îl depășesc pe ăsta. De ce am făcut asta? Pentru că trebuie să înțelegeți că ceea ce eu încerc să vă transmit are un fundament științific și există și rezultate la tipul de practică pe care eu îl fac aici sau metodele pe care eu le folosesc. Apicultura teoretică, mă rog, fără rezultate practice este nulă. De aceea eu încerc, mai ales cei care mă urmăresc cu atenție, mai ales pentru dumneavoastră, încerc să vă arăt și rezultatele, pentru că până la urmă rezultatele contează și ceea ce noi reușim cu adevărat să facem. Eu, ca să rezum, sunt adeptul coloniilor mari cu care poți ataci orice cules oricând ai nevoie, cu care poți să iernezi fără grijă și care în primăvară, când se apropie momentul roirilor, să faci un split, adică să faci un roi pe care să-l vinzi și începi anul apicol cu o familie bună și cu un roi gata de vânzare. La mine, după cum ați văzut, roiul de vânzare din aprilie nu este separat. El este în interiorul stupilor mari, înțelegeți ce vreau să spun? Adică după ce matca sau după ce colonia începe dezvoltarea de primăvară, pe care eu o susțin, în acel moment când familia devine, are o nouă generație, deci albine tinere, albine 2023, cum o să fie atunci, atunci putem să facem acel split și acel roi și avem de vânzare roi, lucrul ăsta ne afectând familia de bază, care rămâne puternică, rămâne pe trend ascendent, cu care atacăm culesul de primăvară. Deci la mine roii de vânzare în primăvară nu stau separat, ei stau, sunt practic în familia de bază, iar roiul se face atunci în primăvară, în momentul în care familiile inevitabil prea mari, logic, pot să intre în frigurile roitului. Este o tehnică pe care eu o consider bună, în sensul că iernarea devine fără griji, albinele sunt mult mai sănătoase, să spunem așa, după o iernare în familii mari, sunt capabile să se hrănească și toată lumea are de câștigat. Adică eu culez puține, am și familii bune de cules și roii pe care îi fac în primăvară și îi vând. Doar atât pentru moment, revin cu niște detalii despre iernarea clopot, așa cum o văd eu. Încerc să fac și ceva desene, dacă o să ne iasă treaba asta, și să, odată pentru totdeauna, să clarificăm, dacă nu era clar pentru unii, de ce iernarea de tip clopot este superioară iernării de tip
Horn. Vă salut, o zi cât mai bună, la revedere!